Edil, imediat și-le au decis să se alăture inițiativei de a oferi un mic cadou în preajma sărbătorilor de Crăciun copiilor care provin din familii cu oportunități reduse. Aceștia au donat toate cumpărăturile pe care le-au făcut în această dimineață într-un supermarket din oraș. În primul rând, gestul extraordinar al Consiliului Local al Tinerilor, care de ani de zile și de câte două ori pe an fac această campanie, care vine în sprijinul celor mai necăjiți decât ei, este un gest de un altruism extraordinar și care demonstrează că avem niște copii minunați, generoși, care se gândesc și la cei din jur. Este o plăcere să vii să donezi pentru asemenea campanie. Și am făcut-o și anul trecut și anul acesta și ori de câte ori va fi nevoie. În primul rând, de sărbători, trebuie să ne gândim la toată lumea din jurul nostru și cred că în aceste momente este necesar ca un pic din lucrurile care le avem noi, din bunătatea sufletului pe care o avem fiecare în parte, trebuie să o dăruim și celorlalți. Campania Hrănește un Zâmbet se desfășoară în perioada 26 noiembrie-1 ianuarie.